Am făcut accident. Dar până aici, hai să vă trec printr-o scurtă poveste. Totul a început acum un an când m-am decis să dau drumul unui proiect cu o mașină tare pe care o am azi, BMW E36, pentru că am văzut că e super modificabilă și m-am gândit că o să arate bombă pe mâna unui puști. Când am luat mașina, aveam tot planul făcut. Tot ce voiam să schimb la ea, de la motor, la colan și nu numai. Am apucat să punem niște chestii de capul meu pe ea, dar tot proiectul ăsta a luat o întârziere pentru că a venit ideea de a-mi lua casă și toți banii s-au dus în direcția aia și by the way aveți vlog pe canal cu asta. În sfârșit, când am terminat cu casa, am vrut să-mi duc proiectul cu mașina la capăt, dar aici au apărut foarte multe probleme. Una dintre ele a fost că mașina nu mai pornea. Așa că am rezolvat asta. Vom veni la Rombi Mecanic. O să încercăm să dăm curent la pisică, da, de la Passatul cel puternic. Negru, negru, roșu. O să facă scântei, să știi, acum. Nu, o să facă scântei când pornesc. Hai. Ar fi bine să fie face? Nu, ba da. Ba da, hai. Perfect. Vreau să fie scos din viteză că e bine și da, 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 n-ai emoții, mă. N-am nicio idee cum să pornești. Bă, am blocat ceva de bă, 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 m-am blocat. Dacă zic în ce m-am blocat, te piși pe tine de râs. În portofel. Că poate rămâne și la asta fără curent. Acum băgăm la asta. Așa, și o pornesc pe asta. Bă, cheia, unde cheia? Aute, s-au prins toți ăștia? Da, mă, da! Hai, decolectează-mă! Și acum trebuie să iau roșu de aici. N-are benzină, veri. Pun să placă mașarier! Așa, așa. N-am benzină, merg la lucruri să alimentez repede, că o să moară. Bă, stai că m-am încurcat! Bă, m-am încurcat! Ia uite cum iese fumul din asta. Vezi ce dracu improvizat la meu? Bă, mi-e rușine să-mi fac mașina asta și gândul ăsta puternic, care mai devreme a pornit ca idee. Asta e moarte! Bă, fii o bătrân, dar nu-s pregătit să mă duc, bă. Hai mă, că avem timp. Bă, nu vine să cred că aducem iar mașina asta la viață. Am întârziat proiectul pentru că toți banii pe care am avut i-am folosit pentru mutare, pentru casă, pentru tot. Lasă, frate. Hai că reparăm și aia, că asta facem asta. Bă, știi care e faza? Să nu se umfle ăsta? Bă, eu zic că o să mănânce de 1 milion, așa că nu vreau să-i fac full acum, că am oprit-o și nu știu dacă o să mai pornească. Uite cât de jegoase, dacă mai pornește, o și spălăm, băieți. Hai să facem și noi de aia, pentru să de lei ghicești cât nu intră full în ea. De câți bani crezi că o să bag și dacă ghicești îți dau 100 de lei? 40 de lei. Nu merge pompa. Bă, noi nu mai mutăm mașina asta. Bă, nu merge pompa. E, nu știu dacă a ghicit băiatul care mă filmează, dar am băgat 1 milion. Acum hai să vedem dacă pornește iar mașina, că ăsta e următorul challenge. Opa, luminile astea parcă sunt mai... Hai, te rog. Nu pot să... Nu așa cu ce? Hai, cam dat jos și aia de pe trapă. Nu putem să abandonăm mașina aici. Hai, mă împing și pe mine până pe locul ăla de parcare. Fury! Păi bagă cheile. Hai, du. Așa. Îmi iese spina de mine. Nu mai pornește. Hai, dă. Da, avem nevoie de curent. Poți să ne ajungi? Gata, m-am găsit curent. Tu, bagă acolo, bagă. Păi, tu, fă dreapta o dată. Da, 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 da. Stai, pune frână. Asta e stop. E aici în față, față, față. Aici, pe partea asta. Am dat, păi așa am pornit-o și noi. Da, tare. Noi, ca să ajungem până aici, am pornit-o cu curent. Și am zis, hai mă, că oprim și pornim să ia după, n-am mai pornit. Of, uite bă, ce-i viața asta, bă. Dar măcar am dat de oameni care să mă aștepte. Bă, mersi mult, apreciez. Ăla e, ăla e. Păi acum mă duc să o repar. Măcar am învățat ceva. Nu o să mai opresc mașina acum. După ce am reușit să pornesc mașina, trapa a rămas blocată la maxim pe deschis. Așa că a trebuit să abandonez mașina o perioadă în subteran și când în sfârșit am reușit să o pornesc, am fost cu ea direct la service ca să pot să-mi duc proiectul la capăt. Pentru că dacă nu, mă ningea, ploua în ea, era rău. Gata, am ajuns cu pisica la garaj. Urmează imediat să o băgăm înăuntru să reparăm și noi trapa. Nu știu exact ce problemă are. Parchează tovară și o auto-l. Mecanic. Ajung la pedalii prea înalt. Poți să ne oprești motorul. O, uite bă că facem și foc în sobă. Și de asta am pornit filmarea, dacă băbuia asta măcar să am pe vlog. Bă, gă repede că ți-a făcut mână. Astăzi învățăm să facem focul. Ai n-ai de oamenii aia ce s-au chinit cu pietre, cu lemn, ăsta a găsit o brichetă. Mă, ce faci? Bă, nu mai faci așa. Am deschis o dată și după aia nu s-a mai închis. Pe mine nu mă interesează să o deschid, vreau doar să pot să o parchez afară. Nu, nu, asta nu. Ce faci acolo? Pisica se uită la pisică înainte de GTA 6. E normal ea, dar astea scoate de ulei pe ea. Bă, Wiz, îmi dai mie asta să repun pe mașină? Nu sunt de... Astea scot roțile mai afară. Da. La 10.000 de like la vlogul ăsta, bag un ciocan în mașină. Cum era să spăr parbizul ca prostul? Ce să vere? Nimbus. Păi că-i de-aia de scos dinți cu ea. Se mișcă trapa? Nu se mișcă. Ba da, ba da, se mișcă! Wiz, învârte la ăla! Dacă știam că treaba de un Nimbus să mor, dacă mai făceam... Ce cât am făcut până aici? 42 de kilometri, ca idee. Bă! Doamne! De ce nu mergi să vere? Că trebuia să rotești un pic cu imbusul?
Auzi, s-a închis trapa! După ce am rezolvat cu trapa, am vrut să-i schimb motorul. Unul cu cai mulți ca să audă țeava goală când eu puneam. Motorul găsisem deja, avea 300 de cai, fix azi trebuia să mă duc după el. Wow, păi și acum ce mai fac în vlogul ăsta? Hai să facem test de durabilitate repede cu mașina. Hai, de repede, bam! Putem verifica și uleiul dacă tot am venit. Ce faci, Vere? De ce ai pus X? 2-8. Gata, mă, ți-am făcut swap. Gata, mă, am 2-8 pe mașină. Bravo, Wiz! Hai, să nu vă mai opă ăștia care vreau să pun motor mai mare. Că gata, am pus 2-8. Mă oprește poliția. Și turbo, zic. Da, dar ce e aia de scrie așa bine? E ceva deosebit. Ce faci, Vere? O repar. Să bolna aia. Bă, nu! Bă, handicapatule, nu mai da! Nu-mi place cum stă. Las-o! Și i-am dat valorile la motor la maxim. Și în sfârșit ajungem un prezent când mașina mi-a fost bușită în partea din spate. Și ca să înțelegeți cum s-a întâmplat, trebuia să ajung la un eveniment cu iubita mea și cu sora ei geamănă. Acolo pe stradă era o trecere de pietoni, era un bătrânel care traversa și evident am pus frână. Și la nici 4 secunde după ce am oprit, efectiv a intrat unul noi. Se aude un boom tare din spate. Nu mi-au sărit airbag-urile nici mie, nici lui, dintr-un oarecare motiv. De ce credeți, fraților, că a intrat în noi? Cum se întâmplă în majoritatea accidentelor rutiere, stătea pe telefon. A schimbat piesa, nu s-a mai uitat la drum și a oprit în mine, n-a mai oprit în spatele meu, gen. V-a oprit în spatele meu, în mașina mea. Mă. Hai pe treapta. Mai opozi și tot cu aerul. Stai liniștit. E ok. Hey. Dar merge, adică. Wow. Sau vrei să o uita, mă? Era pieton pe trecere, am pus frână, se uita în telefon și a intrat în mine. Pietonul. Pietonul nu știu, a plecat, era un bătrânel. Hai bine. Filmează, iubit! Mamă, bă, eu m-am speriat că am simțit în spate. Da... Păi, cred că m-ai simțit și pe mine odată. Scuze. Păi, poate... Stai, că te ajut! Trag eu de vol... A. Oprește asta. Poți? Da, poți. Scuze! Stai! Știi când am făcut de tepe-ul? Bă, baftă! Tepe-ul, ești bine? Da, nu, nu m-am speriat, da. Crede-mă, nu, noi suntem ok. Tu-mi pari foarte cunoscut. Robi de pe tu. Băi, sunt bap. Stai, vrei liniștit, e ok. Ia uite, bă, și mergeam la... Finalizare. Uite, cum faci, la ce faci așa? Să știu dacă tu bubuie. Nu bubuie, Vita. Gata. Nu știu la ce făcea, dar uite că au sărit toate astea, vezi? Nu bubuie, stai liniștit. Uite, cum ai ieșit asta aici? Da, a lăsat crâne. Azi am făcut ITP-ul aia. Așa arată mașina mea, voi băieți. Wow. Fuck, man. S-a dus, băieți. Na, cum reparăm asta? Și mașina cealaltă arată așa. Încă o problemă pentru care am oprit mașina a fost că nu mai pornește mașina, gen. Stai așa. Vezi că încerc să o pornesc, bă. Ce se aude, Vere? Ah. Nu mai pornește. Dar de ce nu mai pornește? Că m-a lovit în spate. Asta nu are treabă, e electromotorul. Zici că să fi mișcat ceva în el? Nu, stai să-l bate cu ceva. Trebuie să facem o trecere de pietoni. Da. Care, hai că o fac aici, ca să fie mai ușor, da? Și erai pe banda 2, nu? Eram pe banda 2, da. Fac și eu cu sus așa, da? Da. Și după aia îți faci mașina ta, bănuiesc. Tu te-ți faci o săgeată către mine. Și eu sunt vehiculul A, da? Stai, vehiculul A. Și am completat vehicul A. Ok, da, tu ești vehiculul A. Și eu sunt vehiculul B. Tu ești vehiculul B. Da. Cred că e destul de da. Self-explanatory, nu? Cred că putem să punem un om pe trecere. Nu știu dacă putem să desenăm un moment sau ceva. Deci tu ești vehiculul B, în staționare oprit, da? Da. Vă fiind bifon cu X. La momentul blocării... La momentul opririi, bifez pe ambele, gen? Și la 1 și la 3. Să mor dacă știu. A venit momentul să și încercăm să pornim mașina. Am înțeles că împins ar merge. Trasă. Care era mustața oare cu ăsta, cred că era? Hai. Nu știu unde să o las, că n-am cum să ajung cu ea în Cosmopolis, cred. Că mă întreabă poliția, prostule, ce faci? Că ai lovit la mașina, ai lovit în spate. Am iabilă, poți să mergi. Poți să mergi chiar până acasă, dacă asta e problema. Puteți să mergeți până la garaj să încercăm să dăm și ce plan, să dacă facem ceva să se închidă, măcar, pe bagaj. Nu. Chefule, nu știu cum să zic. Ce? Este un panou. Este un panou. Și astea-s daunele, avem stopul, odată, panou spate, porbagajul care nu se mai închide. Uiți? Nu, nu se mai închide. Care s-a închis. Așa.
bara, panou, am zis, fusta, oala, e îndoită. Și cred că și evacuarea. Posibil. Uite, am aia, nu-i trebuie aia. Uite, gonfiați crațul, nu? Și o legăm de duster și mă tragi, da? Dar tu de ce? O legi de cui? Da. Bă. Astea-s bucăți din mașina mea. Ce supărare, nu? Azi e făcut semi-TPU. Azi. Azi. Nu ieri, nu mâine. Azi. De ce mie cheia ca să nu mă duc doar drept în spate, știi? Scuze. Gata, am adus-o aici. Și acum e timpul să legăm asta, dar nu să mai filmez așa mult că încurcăm traficul. Doar pornim mașina, o să mă trage. Băiatul care face sigură, mă duc să-l țină. Gata, pornim mașina și acum să vedem unde ducem. Ori la garaj, ori în cartier. Cred că în cartier, cred că mergem direct în cartier. Hai. Foarte drăguț oamenii de la benzinărie de aici, ne-au eliberat un loc de parcare să putem să o lăsăm aici, pentru că o să rămână în Berceni. În Berceni s-a întâmplat accidentul. Și să văd ce fac, am zis că acum pot să opresc și mâine când e să o tragem de aici, o tragem cu șufa să pornească, cred. Nu știu ce s-a întâmplat, frate. Wow, și a început să mă doară capul și să-mi fie rău și să mă doară spatele. Acum, probabil atunci de la adrenalină n-am simțit, dar acum se simte și mine să vomit rău de tot. Chiar acum după accident am făcut amiabil, am completat toate actele necesare ca eu să-mi pot constata dauna, dar un mecanic mi-a zis că ar trebui să-i sudez spatele de pe o altă mașină pentru că caroseria acolo în accident vizibil nu era cine știe ce, era stopul, bară, portbagaj, fustă și ce mai e pe acolo pe la mașină, că nu mă pricep eu la detalii din astea, doar v-am zis ce mi-a zis și mie cineva. Dar de fapt caroseria era îndoită, gen, era așa, caroseria de fier de bază a mașinii. Asta e și motivul pentru care nu mi se închidea portbagajul. Dar eu n-aș vrea să aleg să sudez spatele mașinii cu alta și vreau să o repar altfel, cum se repară o mașină, pe bucăți, pe piese, ca să știu eu că e safe, că dacă nu, eu nu mai am încredere în mașina aia. Dați-mi follow și pe Insta și pe TikTok, pentru că probabil acolo o să vă țin mai la curent cu ce s-a întâmplat aici prin story-uri și ce mai fac eu. Și să vedem și ce se întâmplă cu constatarea, dacă ne dă daună totală economică, dacă mergem cu ea la service, o repare băieții, dacă luăm bani în mână și vedem noi ce facem. Cred că mi-au un N92.